Anul 1848. Mișcările de eliberare socială și națională zguduie Europa. Că munții noștri aur poartă și noi cerșim din poartă în poartă. În timp ce Avram Iancu ridica oastea de țărani care să apere drepturile românilor din Transilvania de tendințele anexioniste ale revoluționarilor maghiari, Nicolae Bălcescu încearcă să calmeze spiritele pe cale diplomatică. Munții în flăcări. Dramă 1980. Regia Mircea Moldovan. Cu Vlad Rădescu, Silviu Stănculescu, Cornel Coman, Cornel Ciupercescu. Filmul românesc este la TVR Internațional.